Astăzi am să vă vorbesc doar despre bere. Nu am nici cea mai mică intenție să fac apologia berii, dar aș vrea să vă povestesc despre cele mai bune beri trapiste produse în mănăstirile belgiene. Despre blonde, brune, albe, negre, artizanale, beri de abație, nefiltrate sau nepasteurizate. Despre efervescența papurilor pragheze când se lasă seara și mai ales cum se bea berea Feng Shui în condiții de relaxare totală și umiditate excesivă. De asemenea, trebuie să mai știți ceva. Trebuie să știți că berea se consumă rece, într-o halbă brumată, cu un guler considerabil de spumă. Gulerul trebuie să fie de un alb imaculat. Berea se bea, în primul rând, în compania unui tovarăș spiritual, cu care poți conversa până la ore târzii, fără teama că, la un moment dat, te va cuprinde plictiseala sau nostalgia. Cu el, vei putea vorbi despre orice subiect, dar mai ales despre femeile din altă viață. Iar el îți va spune la fiecare 10 minute că a fost șerpaș în Nepal, rentier în Arizona și îmblânzitor de tucan în America de Sud. Și că doar el, și numai el, știe algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate. Îl ascultăm fascinați, ținând pe umărul stâng o pisică albastră și mestecând semințe de floarea soarelui în timp ce ne zâmbește, dezvelindu-și dinții albi și simetrici. Să știți că berea se mai poate bea în compania unui povestaș, întotdeauna mai vârstnic, care îți va cânta dintr-o vioară neagră și îți va povesti despre marile lui dezamăgiri. Dar se pot face și unele excepții, mai ales în zilele fără soț, când povestașii se întâlnesc cu toți în centrul orașului, joacă table și șah până la căderea serii, apoi semnează fiecare în condica de prezență și se închid în cârciun. Își leagă câte o halbă de încheietura mâinii și se roagă la Dumnezeul berii lor. Mulțumesc! Eu sunt... Numele este Sorin Lucaci, iar la editura Herald. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc gazdei noastre. Este vorba despre această locație superbă, Seneca Anticafe, librăria Seneca Anticafe, unde am avut mai multe evenimente de-a lungul timpului, evenimente foarte frumoase. Editura Herald și librăria Seneca Anticafe au plăcerea să vă invite în această seară la un moment mai special. Este vorba despre o seară de poezie, un eveniment de poezie și artă fotografică, Povești cu o pisică roșie și alte reverii, lansarea cărții cu același nume, de subsemnatul Sorin Lucaci și colegul și prietenul de la editura Herald, Paul Suciu, cu expoziție de carte. Dumneavoastră vedeți pe acest videoproiector o parte din fotografiile realizate de Paul Suciu și care ilustrează volumul Povești cu o pisică roșie și alte reverii. Și la final, alături de invitații mei, vom asculta și poezie. Este vorba despre un recital de poezie. Cum putem înțelege mesajul poetic prin intermediul imaginii fotografice? Iată o întrebare pe care uneori ne opunem. Ce înseamnă un videopoem? Putem aduce poezia mai aproape de publicul larg prin intermediul celorlalte arte? Și aici vorbim de teatru, vorbim de pictură, vorbim de fotografie sau de muzică. Întrebări la care cred că vom găsi răspunsuri în această seară. Am să prezint și invitații noștri. Este vorba despre poetul Răzvan Țupa, actorul de la teatrul de revistă Constantin Tănase, actorul Nae Alexandru. Mă ridic în picioare, că așa am dat așa la școală.
traducătorul și managerul cultural Horia Barna, poetul Mihail Gălățanu, colegul și prietenul meu de la școala de teatru Chiufil, Tiberiu Knap, cu care am jucat în piesa Unde este autorul, o adaptare după autorul în sală de Ion Băieșu, în această primăvară, 5 reprezentații la teatru de artă. Puțin mai târziu cu Tibi vom recita din acest volum și, în ultimul rând, colegul și prietenul meu, Paul Suciu, cum vă spuneam, el ilustrează cu fotografie acest volum de versuri. În cadrul evenimentului, pentru că acest eveniment l-am văzut în două secțiuni, să spunem, în două etape, și anume prezentarea acestei cărți, iar apoi, într-o pauză, vom avea și de oferit câteva premii. Este vorba despre sponsorii noștri, Școala de Teatru Chiufil, doi participanți, dintre dumneavoastră, colega mea Delia Gavrilă și colega de la Școala de Teatru Chiufil, Mirela Toma, mă va ajuta. Este vorba de două cursuri, câte un curs pentru câte un participant din cei doi, un loc gratuit la cursul Poetica al Școlii de Teatru Chiufil, un curs care va începe luna septembrie și va dura 3 luni, de altfel curs care se va încheia cu un spectacol de poezie în mansarda Școlii de Teatru Chiufil. De asemenea, vor mai fi oferite și alte premii, invitații la spectacolul de sâmbătă viitoare, organizat tot în mansarda mansarda Școlii Chiufil, de la teatru, Serata Poetică Adrian Păunescu. Adrian Păunescu pentru că în luna iulie el s-a născut, cărți de la Meral și totodată câteva dintre lucrările de artă fotografică ale colegului meu, Paul Suciu. La un moment dat o să ridicăm acest videoproiector și o să vedeți pe perete și celelalte lucrări ale lui Paul Suciu, celelalte fotografii. Pentru început, am să îi dau cuvântul lui Mihail Gălățeanu să ne spună câte ceva despre această carte, apărută în colecția Confluențe la editura Herald. Am să încep cu un comentariu pe poem. E unul din poemele pe care le-am selectat. Am selectat mai multe, dar nu știu dacă le voi comenta pe toate. Primul poem e unul din cele mai substanțiale ale volumului, Weekend cu Salvador Dalí, și sună cam așa, cel puțin începutul. Iarna asta voi da foc bibliotecii din podul casei. Am să întorc tot orașul cu fundul în sus. Voi rupe tricourile vechi cu Che Guevara, îți voi lustrui toate perechele de pantofi cu seul de unicorn tânăr. Am să citesc poeme sufi din colecția de dragoste. Am să inventez o poveste suprarealistă, năucitoare, despre alte lumi posibile în care sângele meu strălucitor ca un fildeș declanșează mișcarea de rotație a Pământului. Până aici, poemul începe forță, crește cu o siguranță de sine pe care numai un poet exersat o poate stăpâni. Însă, are și momente în care grinda este supraîncărcată, poemul uneori trenează, însă Sorin Lucaci găsește un final puternic și l-articulează la Husea. Lăsați-mă să fiu boem până la capăt. Lăsați-mă să ard până în măduva oaselor. O confesiune rebelă și netă, ritoasă, demnă de un folchist rus care cântă foarte apăsat. Mă gândesc la cineva nume. Poate și voi gândiți la Vysotsky. Vysotsky, da. Dar ce vreau să spun
este că, acum aș vrea să las deoparte, chiar și microfon, volumul, pentru că altceva este pe primul loc de spus. Am avut șansa de a gira într-un fel cu umilul meu cuvânt de la primul volum pe Sorin Lucaci. Înaintea mea a fost doar Ioan Bogdan Lefter, care l-a cunoscut de la primele versuri, dinainte de a fi el volum. Și am să spun că atunci aveau un mers nesigur pe sână. Erau, avea imagine, nu aveau plasticitate. Nu aveau îndeajuns de multă forță. Era nesigur să lovească în plin cu o imagine frapantă sau să lovească doar cu jumătate de gură, de inimă, de grad. De atunci era parcurs un drum. Acest drum a fost spre maturizarea poetică. Maturizarea poetică, eu zic, și am scris lucrul ăsta, că a atins-o din volumul anterior, pe care l-am comentat tot cu Horia Barna, la târg, la integral, parcă, nu știu, la integral. La integral, da. Bun. Ce problemă se pune serioasă cu scrisul lui Sorin? Păi se pune o problemă că de la Revolta Îngerilor și până acum s-au scurs vreo 10 ani. El a atins pragul maturității poetice și maturitatea pur și simplu, așa, ca ființă umană pe două picioare. Cred că el e în fața unei mari provocări pe care sunt curios și neliniștit și țin pumnii să o străbată. Acea mare provocare este renovarea poeziei pe care a scris-o până acum. Acum este în stare să facă acest pas, pentru că înainte de a atinge maturitatea poetică în acel stil pe care și-l impusese inițial la Revolta Îngerilor, sau începând cu ea, cu această carte, el nu a schimbat foarte multe în poezia lui. Ori după un deceniu de publicat și mai multe decenii de scris, pentru că, sigur, s-au strâns poemele în timp, el trebuie esomat cumva imperios pentru a trece la nivelul următor al jocului. Pentru că Sorin Lucaci și un poet bun, un poet întreg, un poet matur, cum spuneam. Are ca trăsături distincte ludicul, dar un ludic fin, ironicul, ironia fină, care punctează o verbozitate care dă substanță poemului, poemul este lung, uneori construit, pentru că are abilitatea de a construi atunci când inspirația își trage sufletul, obosește un pic. Și atunci, datorită intuiției poetice, un instrument absolut necesar unui poet, reușește să facă acest lucru. Am dat exemplu Weekend cu Salvador Dalí, tocmai pentru că prezintă toate caracteristicile pe care le prezintă la o analiză poezia lui Sorin Lucaci. De ce cred eu că e necesar acest salt de care vorbesc? Pentru că mari poeți sau poeții buni, adevărați, autentici, își mai schimbă pieile ca șopârele, ca șerpii, din când în când, pentru că au crescut și au ajuns să dea cu capul de masă. Copilul când e mic, e până aici, până aici, până aici. Și
dă cu capul de masă. Acela făuritorii lumii spirituale numesc păzitorii pragului. Există niște păzitori ai pragului și în lumea literară. Așa cum sunt păzitorii pragului în Rudolf Steiner. În lumea spirituală, cei care nu te lasă să treci de un prag, de o vama devenirii tale, până n-ai plătit, până nu ești în stare. Poemele au uneori o simplitate copleșitoare și acesta este atuul. Când faci poezie înfruntându-mă cu mâinile goale, atunci cam orice altă rezervă a cititorului este de natură să cară. Dar încă o dată mă întorc și spun, este Sorin în fața acestui prag decisiv. Poezia lui, subliniez, trebuie să se renoveze. Până acum ea a crescut în consistență, de la stângaciul ușor șleampăt în poezie, toți suntem șleampăt la început. Asta să fie clar. Până ne exersăm, până ne drumul, până căpătăm de simpultură, până luăm curaj, cumva. Văzând că ne iese un poem minunat și spune, mamă, ce poem a ieșit. Și după aia încep să fiu mai dezinvolt, mai sprințar în poezie. Tocmai de aia spun, până acum s-a îndeplinit doar acțiunea, operațiunea de maturizare. Adică el s-a dus într-o profunzime. Imagine, mă repet, dar vreau să creionez clar ce vreau să spun. Imagine s-au conturat mai puternic, adobândit o plasticitate anume. Imaginele afrapante, cu asocieri din diverse locuri exotice, prin poemul cu verbe, o și spune. Un cumprumutul din enumerații foarte postmoderne, cu întreg arsenalul, cine scrie poezie, cunoaște. Toate acelea, repetate, exersate la perete, pandate, acum trebuie să lasă locul, acum e acum, la 50 de ani, jumătate de ani, trebuie să fiu eu însumi și numai atât. Nu mai sunt ceilalți. Salut! Nu mai ajută câteva proptele care mă susțin acolo. Ne? Nu mai sunt un poet de circumstanță, de coloratură plăcută. Uitați ce bine fac acolo, uitați ce modele bune am avut dincolo. Acum s-a ras masa. Se termină tot, vum, și începe nivelul următor al jocului. Răzvan Țupa. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație și eu am citit mai întâi cartea în PDF pe calculator. Acum, când am văzut-o, am avut o impresie puțin diferită. E o carte frumoasă. Pe calculator m-am și de uita faptul că puteam să mă răsc eu pe pagina și să mă uit oricum. Acum, mă interesează foarte mult să vorbesc despre felul în care poezia interacționează cu alte arte în general și nu doar cu fotografia, pentru că nu doar de fotografie, interacțiunea cu fotografia este aici și nu mă gândesc neapărat la raportul ăsta că fotografia ar ajuta poezia să fie înțeleasă sau invers, poezia ar ajuta fotografia să fie înțeleasă și la fel, sau arta turcească, sau mă gândesc mai degrabă că e o intersecție între fiecare dintre artele astea și iese cu totul altceva decât are fiecare dintre ele în sine. Și că de multe ori suntem de obicei să le separăm așa și să credem că una o pune pe cealaltă în valoare, că de fapt noi avem mereu în mână un alt obiect decât suntem obișnuiți să tratăm, un obiect care e format din toate direcțiile astea în același timp. Și nu e întâmplător faptul că, de exemplu, când am deschis cartea și am văzut cum pe calculator vedeam fotografiile și puteam să mă apropii de ele, să le măresc. Aici ele sunt foarte fixe și am aceeași impresie, am de multe ori legat și de poezia care este tipărită, că
ți se oferă o fereastră dintr-o lume poetică care aparține autorului și textele respective cumva o povestesc, nu o pun în scenă, nu sunt o bucată din viața aia poetică, sunt de fapt o relatare. În cazul lui Sorin, de foarte multe ori, asta se și întâmplă pentru că el tot povestește în poemele lui. Cumva are două moduri în care își construiește poemele. Pe de-o parte sunt lucruri pe care le povestește și pe de alta sunt texte în care acumulează efecte, în care acumulează zone din astea de pregnanță, să spunem. Pregnanța lui nu ține de... nu e lingvistică, de multe ori este, ține de spectacol și de poză foarte mult. Are foarte multe atitudini astea în care se pune, de la un capăt la altul, de la poemul care dă titlul volumului, cel povestea cu Pisica Roșii, în care el începe ca o poveste cu personaje din astea metaforice, să spunem. Pisica Roșie e un personaj metaforic până la urmă. M-am pomenit pe nepusă masă cu o pisică roșie. Și de foarte multe ori, regimul ăsta metaforic în care el își plasează, în care Sorin își plasează elementele din poem, este evident chiar din scenografia asta pe care o pune în jurul lor. Odată m-am pomenit pe nepusă masă cu o pisică roșie, își făcuse curcuș în inima mea mare. De fiecare dată, versul lui se dezvoltă în același fel, cu acumulări din asta. Inima mea mare... E mare cât un apartament de două camere. La un moment dat are inima... Nu spun clar, la un moment dat este inima o trambulină pe care sar... Nu o vezi, stau. Da. Elementele pe care le folosește sunt, de multe ori, în zonele astea opuse. De regulă opuse, adică pisica își face curcuș în inimă, niște chestii astea care te... așa. Uite, direcțiile opuse pe care vorbeam, cel mai bine se vede în poemul ăsta, Visez la o moarte, care este unul din poemele în care, care fiind foarte scurt, face să fie evidentă tendința de acumulare, pentru că pe o zonă foarte... într-un poem destul de scurt, cred că are până în 10 versuri, reușesc să adune foarte multe și să ducă dintr-o parte în alta lucrurile, visez la o moarte care se umple setea de viață și el deja de aici ne oferă un poem în care ai elementele principale. Chestia asta cu umplerea, viața, moartea, umplere, golire, ascundere, pe urmă are regimul ăsta. Are foarte multe accesări în poemele lui, dar regimul ăsta gastronomic, se mănâncă, se bea. și nu este din zona aia cu oamenii care, cu alcoolul și cu, și cu creativitatea, e ceva pe hrănire, pe nutriție, cred. Pentru că întotdeauna au un rol de genul ăsta, elementele pe care le folosește. Ca și cum încearcă să scrie o poezie care să fie, să dinamizeze, să facă să fie, să facă să fie destins raportul pe care îl avem de obicei cu actele plictisitoare, să spunem, din viață. Are la un dat un poem în care vorbește despre indiferența care ne apropie în așa, în aceeași măsură în care ne îndepărtează și până o poveste întreagă despre soția care întinde rufe pe balcon cu dexteritatea unui pianist sau ceva de genul ăsta. Și Sorin face asta de foarte multe ori. Ia secvențe pe care le transcrie poetic, poetizează, să spunem. Se potrivește foarte bine felul ăsta de a face poezia lui cu genul de fotografie pe care l-a reținut pentru volum, Paul, pentru că și stilurile de imagini trec printr-o mulțime de clivaje din astea
de tehnică, să spunem. Unele insistă asupra efectului ăsta de șters și de neclar, altele insistă asupra unor detalii și linii care formulează o perspectivă. Altele invocă locuri, cum e o fotografie cu Gara de Nord, cu Muzeul Gării, CFR, Muzeul CFR. Sunt și unele foarte picturale. Exact, exact. Și sunt registre pe care le vizitează și din punct de vedere al imaginii, volumul. Ordinea în care sunt ele puse e mai degrabă legată de dialogul care se creează între imagine și poem, de obicei. De asta cu pisica e o pisică, nu e, dar în general sunt, la un dat, e un poem în care e un dialog erotic, de dragoste, și este o fotografie cu un cuplu sub o umbrelă, dacă nu bine aminte. Și cred că ăsta e modul în care au fost puse împreună cele două zone. Eu sunt curios să văd mai departe și cum s-a adăugat a treia zonă asta retoricească. Experimentul nostru. Mulțumesc mult. Mulțumim, Răzvan Țupa, Horia Barna. Scurt și concis. Bună seara. 2-10. Eu sper că s-aude bine. Răzvan are un fir de voce suavă și bună. Sper că s-a auzit față de Mihai Gălățeanu, care vorbea cu vocea de profesor, pe care pot să o pun și eu la 2-10. Știți-vă, știți pe aia care e celebră? 2-10, toată lumea, Safra Mireasas. Am să ies din paradigma discuțiilor aplicate și le dau dreptate. Sorina Crescu, eu cunosc, mi-a fost elevă când eram de română la liceu și era foarte unul dintre cei mai sensibili la mormării și după aia mi-a plăcut. A continuat, a urcat, a ajuns într-adevăr la un prag la care trebuie să aleagă. Ori să lasă de poezie, că poetul trebuie să fie tânăr. Ori să bagă într-o chestie, îți face o spargere de nivel și trece dincolo. Ne spunea Răzvan Țupa de asemenea că s-a pleacă asupra, spune povestea lucrurilor și a situațiilor banale, creând o stare. Noi, de fapt, trăim toată viața, ne-o trăim între lucruri banale care au importanță, dar facem și lucruri foarte importante în favoarea unora care ar putea să fie aproape la fel de importante și facem o alegere. Importante în funcție de diverse necesități de moment. Cred că e vorba despre o stare descrisă sub formă poetică și de la o vreme mă preocupă o situație a poeziei în general. Poezia nu se mai citește, oricât ne-am învățat cu aparețile, e grav. Lumea în general a început să spună poezie. Spunerea poeziei în slam poetries, care se fac în toată Europa și în America și nu numai, peste tot în lumea, a început de vreo 10-15 ani să facă așa numitele turnee de spus poezie. Pe vremuri, experiența umană de toate felurile era transmisă oral. Se discută undeva într-o introducere, cred că aici sau mai dat un text separat, nu știu, ne preocupă pe mai mulți și evident că trebuie să ne gândim la asta. Felul în care poezia îți comunică și felul în care face, mie asta îmi place la Sorin, o face într-un anume fel, apelând la banal și îl pun în ghilimele, să nu înțelegeți că e vorba de banal, e vorba despre viața noastră. Toate experiențele și toate senzațiile pe care le putem acumula dintr-o atenție dată banalului, din când în când măcar, sau dacă vine o poezie de felul ăsta și pune degetul asupra felului în care, în mod banal, cineva atârnă pe sfoară niște rufe cu agilitatea și talentul unui pianist, pot să fie lucruri care să ne rupă în interior nepăsarea, să ne alunge obișnuitul și rutina. Poeziile nu au mai fost spuse multă vreme pentru că au fost scrise și câteva secole bune, lumea a citit pentru că era ceva nou,
sau era ceva care n-avea în spate nici video, nici celălalt. Nu despre asta discutăm, ci discutăm despre poezia lui Florin și despre faptul că mie mi-aduce aminte, eu m-am întors aseară de la Bruxelles. Vremea era cam ca aici, un pic mai rece, evident, dar alaltă e seară, când Belgia și-a luat-o de la Franța, m-am dus să beau bere cu niște belgieni și cu români și cu nu știu ce, pe o terasă. Deci am băut bere pe care n-ai trecut-o în poezie, Castel Rouge, foarte bun. Să data viitoare s-o pui, dar s-o bei mai ales. Atmosfera era, alaltă era fost o zi destul de rece la Bruxelles și era ca în fotografiile lui Paul Ciuciu, atmosfera. Mi-a adus brusc și foarte puternic aminte. Se contura în Belgia, fiind mai sus, la paralela 50, cred, se întunecă pe la 10 nori, întotdeauna îți dau o stare de târziu. Poeziile tale au peste ele un fel de plasă, nu știu cum să-i zic, nu e o plasă, ca și fotografiile te pun într-un fel de tipar, începi să construiești ca la să-ți iese frumos, cum era pe vremuri. Da. Și poezia, poemul se construiește, îți mai fugi un fir, vorba lui Mihai, îl mai adaugi, îl repari repede cu altceva. Joci banalul și îl construiești și îl aduci și e bine lucrul ăsta, pentru că până la urmă învățăm din reconstituirea vieților noastre elementele care contează, elementele semnificative, lucrurile care ne mișcă și ne fac puțin altfel. Și fotografiile dau o atmosferă bună acestui tip de poezie, pentru că este un tip de poezie pe care, așa e, trebuie să te hotărăști dacă îl continui, adică să aduci laude banalului vieții noastre, care nu e deloc banală, care este ceva foarte important, adică viața noastră de zi cu zi sunt diverse aspecte, în care din când în când să tresărim, să zicem, uite ce bun a fost ăsta că mi-a tras atenția. Să continui slemul poetic, să challenge-ul ăsta și lecturile publice, pentru că poezia e clar că trebuie ascultată. Nu o să o mai citească lumea, dar dacă o citim tare, dacă e auzită, cuvântul ajută, interpretarea, nu mai spun că e destul de folositoare în anumite privințe. Ea poate să ne facă mai sensibili și să ne aducă într-o latură a receptivității pe care cred că am pierdut-o foarte mulți dintre noi și e cazul să o recuperăm, pentru că în proză, nici proză nu citim foarte mult, dar vedem filme, adică vedem o acțiune, ori poeziile lui Sorin au o narațiune în sine, un tip de narațiune a obișnuitului, a vieții, care, repet, din care și învățăm, fie și din faptul că ne atrage atenția asupra elemente sensibile și semnificative ale acestui, în ghilimele, banal. Deci, felicitări din punctul meu de vedere și poetului și fotografului, combinația e bună, pentru că se potrivește și adaugă, se luminează reciproc și îți dau o stare când citești și sau când te uiți pe pereți și asculți. Lucrul se va vedea în continuare cu oamenii de profesie, pentru că nu e o meserie să citești, ci o profesie. Dau microfonul lui Sorin să ne sfacui să-i dau, să-l păstrez, să-l schimb între noi microfoanele. Dacă avea mai multe, era mai simplu. Nu, dar îl dau eu cu evrei și lui Paul Suciu. Paul Suciu. Așa, Paul Suciu. Ce bine a spus. Se spune că arta fotografică este un tip aparte de sculptură în lumină. Cu siguranță fotografia lui Paul Suciu reprezintă o interogație retorică privitoare la realitate. Putem vorbi chiar despre un sistem poetic de gândire vizuală, spune criticul de artă Mihai Plăvădeală. Din păcate, Mihai nu este alături de noi, e plecat la o conferință în străinătate. Paul Suciu este fotograf, amator și secretar general de redacție al editurii Herald, iar din 2017, dacă nu mă înșel, era trecut pe videoproiector că în 2014 ți-ai luat primul Nikon, da, zic bine. Iar din 2017 a început să practice un tip de fotografie mai creativă și personală. Aș vrea să-l întreb, pentru că
arta vizuală și cazul de față în acest volum vorbim despre fotografie. Aș vrea să-l întreb pe Paul, cum își găsește inspirația? De unde apar aceste surse de inspirație? E foarte greu să dau o rețetă. Cred că vine dintre cele mai mari plăceri ale mele, care este colindatul. Îmi place să merg, să mă plimb fără un scop precis. Și cred că aș putea să pun un cuvânt din imprevizibil. Poți descoperi oricând lucruri foarte interesante, foarte frapante, dar trebuie să știi să privești. Cred că de aici vine, adică nu din neapărat dintr-o rețetă, ci din ochiul... Eu mă gândesc că important ar fi să ai o conștiință artistică. Da, probabil că... Asta ar fi important. Probabil că va veni. Da, dacă nu ai merge și fără. Asta e tot. Da. Multa merge înainte și fără mine astăzi. Da, deci... Ce înseamnă pentru tine fotografie? Fotografie e și, și o modalitate de a mă cunoaște pe mine. Adică e realmente un fel de o modalitate de a mă descoperi. Și chiar și acum sunt uimit în ceea ce văd, pentru că acolo sunt tot eu pe aceste... E o parte din mine. Deci, deci așa cum v-am spus, aici sunt... fotografiile lui Paul Suciu, cred că, dacă nu mă înșel, toate se regăsesc și în... Da, toate acestea în carte sunt, mai sunt și altele. Da, deci, mai sunt și altele. De ce ai ales fotografia al negru? Nu am ales numai fotografia al negru, practic și fotografia color, dar am o preferință pentru acest tip de fotografie, pentru că mi se pare o formă esențializată a imaginii. Deci, cred că culoarea îți distrage atenția oarecum sau dinspre compoziție, forme, plus că există acest aer retro, care mie îmi place foarte mult. Eu sunt un admirator al filmelor vechi, franțuzești sau italienești și îmi place eu ăsta la retro. Acum, întâmplător sau neîntâmplător, chiar nu știu ce să spun, unele dintre poeme apar invocate personalități ale cinematografiei, precum James Dean, Humphrey Bogart, Natalie Wood și alte personaje pe care cel puțin mie mi-au venit și fără să știu că deci, Paul este de cinematografia veche. Pentru că sunt niște fotografii, după cum vedeți dumneavoastră, unele sunt clare, altele sunt ușor blurate. Ai senzația că sunt mișcate. Cu siguranță aici vorbim despre o tehnică. Ce mesaj ar vrea să transmită genul acesta de fotografii? Cea clară sau cea blurată? Blurată. Cele clare mi-au ieșit mai bine, cele blurate... M-am chinuit puțin, dar... Nu, cred că... De ce ar trebui să transmite un mesaj, mereu? Nu știu, poate a vrut să spună ceva. Da, cred că arta trebuie mai mult să sugereze decât să documenteze realitatea. De asta prefer să fie ceva ambigu, ceva la limită, care să... și privitorul să-și creeze propria poveste de la fotografia mea, să fie doar un punct de plecare. De plecare, da. Pentru acestă... Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Paul Suciu, artistul fotograf care ilustrează cu fotografii poemele din volum. Cum vă spuneam la începutul evenimentului, am o surpriză. Este vorba de... Nu găsesc bolul, ba da. Este vorba despre câteva premii. Aș vrea să știu înainte de toate dacă toată lumea a primit câte un talonaș. Da? Are toată lumea? Nu. Da.
Așa, am să extrag din acest bol, în bol sunt câteva taloane cu numere și dumneavoastră aveți la fel exact aceleași taloane și o să extrag practic un număr. Am pus semn de A fost luat de pe ei. Bun, primul curs, primul premiu este vorba despre o invitație la cursul Poetica, în valoare de 900 de lei. Cum vă spuneam, durata cursului de 3 luni, unde învățăm să ne exprimăm și să ne exteriorizăm emoțiile prin intermediul unui text liric. Curs care va culmina cu un spectacol de poezie, de recitare de poezie, în mansarda Școlii de Teatru Chiufil, partenerul nostru și sponsorul nostru din această seară. Am să rog unul dintre invitați, pe Nae. Nae e actor. Nae este actor. Amesteci bine, și zice așa, cu mânuța asta... Numărul norocos este. 39, are cineva? 39? Nu. Ai văzut? Nu este, nu? Amestecăm mai bine, mai bine. Altcineva să amestece și altcineva să tragă. Acum ne împărțim sarcinile. Ia fie, vezi, ăsta sigur este. 26, are cineva? 26? Odată. De două. Ai văzut de chiar 26. Felicitări. Cine are? Dacă nu vreți, faceți schimb cu cine e ce trage altceva. Doamna, cum vă numiți? Felicitări, vă așteptăm începând din luna septembrie la cursul Poetica. De altfel, curs pe care îl țin eu. Sper să ne distrăm împreună. Așa, Mihai Gălățanu. Al doilea curs, al doilea premiu la cursul Poetica. Numărul 8. Numărul 8. Cine are numărul 8? De ce l-ai pasat? Ia de aici. Nu-i nimic! Nu-i nimic! Foarte bine! 26 de câștigi! Păi da, așa nu. Da, am vrut să pasez cu... E cu două într-una. Nu-i nimic! Așa... Bine, nu mai participați. Va participă, fac plus. Și acesta este voucherul în casă. Luați voucher. Așa, luați și voucher. Da. Bun! Zupa! Mai? Mai facem unul și după aceea facem o pauză de... De publicitate. Așa. Ia să vedem. Păi stai, mai trei din invitații la spectacol. Da, mă. Păi nu le facem acum pe toate. Facem o pauză. Mai le cităm. Nu ne-am să ascult de poezie. Numărul 44 este? O dată. Da, bine. Nu este. De două ori. Nu este. Hai, Răzvan, încă o dată. Hai, Răzvan, hai cu noroc. Hai. Panică, nici ăsta nu este. Numărul... 38? Nu. 38 odată, 38 de două ori. Hai, a treia oară. Hai. Numărul 4. Ăsta da. Numărul 4. Super. Numărul 4. Și invitație. Oana, cum? Ia și invitație. Oana Alexandru. Poftiți. Oana Alexandru a mai fost la spectacolele... Dar nu la ăsta. La spectacolele noastre. A fost la Nichita Stănescu în luna martie. Un spectacol, parcă așa mi-a aduc aminte, un spectacol frumos. Așa că ne bucurăm foarte mult ca sâmbătă viitoare să fie alături de noi și de Școala de Teatru Chiufil. Și acum facem o pauză de poezie, da? Nu e pauză? Un intermezzo, da? De pe acum. Bun. Nu e pauză asta, nu e pauză. Dă-mi un document. Linia 3, vagonul 6, locul 44.
Închis de fric pe un peron pustiu în compania unei sticluțe de coniac Alexandriu. Doar omul cu chipiu și vestă portocalie își face simțită prezența. Lovește cu ciocanelul de fier, își face treaba cum știe el mai bine. Ai uitat până și numele gării și îți vine deodată să strici. Hai, sictiri, viață cu ifosele tale, cu tot. Cruitul unui marfar se aude îndepărtare, ca oftatul unei femei părăsite. Știi că trenul va avea aceleași 10 de minute întârziere, iar tu faci metafizica șinelor în așteptare, cu degetele bine țincăpenite de țigară, tremurând pe display-ul telefonului, încercând să formezi un număr indeșifrabil, ca și cum ai fi alcoolicul anonim, ca și cum ai suferi pe Parkinson. Viața se pișe pe tine cu grație. Stai ca prostul și aștepți zile în șir să-ți crească aripi pe umeri. Și știi că nu o să-ți crească niciodată, dar tu te încăpățânezi să crezi că-ți vor crește. Și vei vedea tot Giuleștiul de sus, panoramic, funambulesc, sus de tot și aștepți, aștepți și la un moment dat vezi cum de la înălțimea etajului 3 al unui bloc de garsoniere, viața se pișe pe tine cu grație. Nu o să iau un ordine din numerele de pe tine. Nici măcar invers, să... Așa cum mi l-am pus eu. Tot ce știu despre tine. Când tatuajul lui tribal de pe mâna mea stângă îi se face foame, îl hrănesc cu lăptișor de matcă, îi citesc instrucțiunile de pe toate cutiile cu vitamine, Mag de B6, Omega 3, Vitamax sau Valmac, care oricum le iau degeaba, starea sănătății mele s-a înrăutățit. Iar la meteo se anunță cod roșu de misor albastre. Tot ce știu despre tine e scris aici, în cartea veche a neamurilor, e scris în pielea uscată a acestui anotimp de suiet și va pleca odată cu mine. Din soare underground. Cafeaua Iacob's a rămas și azi nebăută, zațul s-a uscat în iblicul de cupru. E ziua aceea în care femeile își piaptănă îndelung singurătățile, iar bărbații își rusuiesc armele și bocanci și pleacă tăcuți la război. Am postat pe YouTube un videopoem în care spuneam, așa, în felul meu mai boem, că mi-a fost dor de tine. Era o singură imagine cu insoarea underground care se repeta și se mișca încet de la stânga la dreapta monitorului. Și vocea mea pe fundal care spunea: Hey baby, să știi că dragostea și insoarea sunt niște chestii foarte mișto. Stagiunea viitoare vom juca cu dragostea pe masă. Izbește-mă cu putere pe marginile colțuroase ale morții. Dacă moartea mea are sfericitatea lunii pline, izbește-mă de gongul care anunță începutul piesei. Pentru că în stagiunea viitoare nu vom fi singuri. În stagiunea viitoare vom juca cu dragostea pe masă, așa cum se joacă doar pe marile scene ale lumii. Ne vom da jos măștile venețiene, cu care am sărbătorit anul trecut în gondole viu colorate cu șampanie, creveți în sos de chihlibar și spaghete cu scoici. Ne vom arăta în fața lumii, în toată splendoarea. Vom invita toți cunoscuții și necunoscuții la spectacolele noastre celeste. Vom urma cursuri de inițiere în tangoul argentinian și în rumba cubaneză, ca să impresionăm cuplurile tinere de rinoceri melancolici. Ia mâinile mele albastre și fă un pod peste mare să le arătăm noi cum se trăiește cu adevărat
dragoste. Mulțumim Tiberiu Knap de la Școala de Teatru Chiufil. Nae Alexandru. Actorul Nae Alexandru de la Teatru de Revistă Constantin Tănase. Dragostea noastră e o femeie cardiacă și hipertensivă, da, pe care o port de ceva vreme în dreptul inimii. În fiecare lună are nevoie de medicamente compensate cumpărate de la farmacia din colț și de poeme recitate în ploaie pe Leipziger Straße. Ai grijă cum te porți cu ea. Nu te enerva și tu de la primele ore ale dimineții și mai las-o dracului de cafea. Mai bine bei un ceai de ghimbir. Mai bine mănânci o salată de merișoare. Știi că stresul scurtează viața. Oricum, indiferent cât te vei face pentru ea, tot nemulțumită va fi. Performance. Îmi plac femeile înalte cu simțul umorului și nu fac slam sau performance. Și nu beau băuturi spiritoase. Îmi place ceaiul verde, cred în imperfecțiunea lumii, dar nu-mi plac poemele lungi din care nu pot reține nici măcar trei versuri. Trăiesc din mila organizațiilor filantropice, mănânc numai la cantina asistaților sociali, primesc medicamentele pe datorie, filmele preferate, Casablanca cu Bogart și Rebel fără cauză cu James Dean și Natalie Wood în fiecare dimineață la cafea. Ascult progressive metal la căștile Pioneer, îmi plac poeții lusitani în nopțile pline de incertitudine. Sunt un actor jalnic când dor. Dar mai ales când plâng ca un copil în fața unei femei frumoase. Când nu-mi pot stăpâni emoțiile. Sau când confund Sfânta Liturghie cu un stol de pescăruși argintii pe care nu-i mai pot întoarce din drum. Evident, nu veți crede o iotă din tot ce am spus. Poem de Adonisai. Într-o zi vine groparul Istrate la mine, la un loc de picior, de mai zice lumea Istrate cap de mort. Și îmi zice, bă, vreau să-mi scrii și mie un poem. Auzi, merit și eu un poem. La câte grop frumoase am făcut, nu doar iubitele tale. Un poem frumos, zice. Un poem mai frumos decât toate poemele pe care le-ai scris tu vreodată în viețișoara asta, da. Să lăcrimeze caii și lumea de frumusețea poemului meu. Să aplaude tot satul în picioare și să-mi strige femeile bravo, măi, Strate, mă! Ca la finalul unei piese de teatru să aplaude, că doar o piesă de teatru am văzut și eu în viața mea. Să mă laud și eu când mă duce la cârciumă seara și să-mi zici uite, Strate, ăsta e poemul tău. Cel mai tare poem. Poemul lui Strate cap de mort, groparul cu cel mai frumos chip din lume. La Moscova, în Piața Roșie, plouă mărunt așa cum plouă în cele mai multe zile din martie. De undeva, din depărtare, se aude refrenul Catiușa, care spune povestea unei fete îndrăgostite de iubitul plecat pe front.
din alt colț de piață răsună o ciciorne a lui Ivan Rebro. La cele mai bune restaurante poți mânca vită stroganov și pui tie umplut cu fructe de mare. Unii beau vin roșu să-și mai dezmorțească gâtlejurile. Alții, cu bucurie, îmblânzesc discuri de vinil în saloane de vodevii. Aici poți admira tainice locuri și rusoaice blonde cu sâni mari care îți vor spune la nesfârșit că Moscova nu va crede niciodată în lacrimi. Rusoaice împodobite în blânduri de nurcă și nevăstuică siberiană la brațul câte unui general rezervist. Doar aici te poți întâlni cu totul și cu totul întâmplător, cu femeia curcubeu sau cu peștele clown care îți va zâmbi din colțul buzelor. La Moscova îl vei găsi întotdeauna pe bătrânelul băutor de vodcă, dispus să stea cu tine la povești până seara târziu, în schimbul câteva ruble. Hai! Hai, descalță-te și dansează cazacioc pe stradă! Moscova, Moscova! Moia, Lubliov! Ne, astavloi, menia! Da, cred că am să mă mut în celălalt capăt al orașului, unde e mai cald. Cândva voi construi un pod peste ape mai puțin tulburi. Cândva întunericul mă va urmări ca un lunetist perseverent de pe acoperișul unei clădiri. Doar să nu dea gelul. Doar să nu dea gelul în noaptea asta. Da, povești cu o pisică roșie, da. Odată m-am pomenit pe nepusă masă cu o pisică roșie. Își făcuse culcuș în inima mea mare, cu un apartament de două camere, semidecomandat, fără rătății. Avea o rană la picior și pe semne căuta un loc unde să se adăpostească. Era speriată. Avea ochii mai degrabă verzi decât triști sau mai degrabă albaștri decât iscoditori. Dar mie mi se părea doar puțin tăcută sau difuză. Simțeam că ar fi vrut să-mi spună ceva, să se confeseze, dar era prea speriată. Poate prea timidă. Am întrebat-o dacă este frig să-i aduc o pătură. Un pulover mai gros? O pufoaică? Să-i fac un ceai de sunătoare? De rostopască? Un vin fiert cu scorțișoară și goji de portocală? Mi-a spus doar atât. Hei, sacă! Cu o pisică rănită nu te joci. Și mi-a mai pomenit ceva de moartea unui înger. A, da, 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 că moartea unui înger face câteodată puțin trafic pe rețelele de socializare. Oricum, nu am înțeles nimic. Și atunci, ca să sparg gheața, am luat un elefant pigmeu în picior și, învârtindu-l deasupra capului, m-am înălțat încet. Un final apoteotic. Ah, cât de frumos! Atât de sublim și de grațios mi-am ratat viața. Da, cu o dibăcie nemai văzută. Cu o perseverență nemai întâlnită.
stând cu mâinile încrucișate, picior peste picior, văzând cum cade bursa de pe Wall Street. Mai că-mi dau lacrimile de atâta emoție. Mai că-mi vine să-mi strig: dați-mi un final apoteotic, fraților! Dați-mi ceva memorabil! Dar fără epilog! Mulțumim actorul Nae Alexandru. Să vedem dacă mai avem două invitații. Hai să mai încercăm două extrageri. Uite. TV. Ia să vedem. Stau. Numărul 17. Ia-o, 17 are cineva? N-are, nu? 17. Numărul 19. Hai. Eu zic să luăm pe 18. Hai, mai încercăm? Hai. Dacă nu dau la. Extrage două. Să nu pierzi vreo. 15. O dată. Hai, mă, ți-am luat. 15. Hai, bravo. Hai, că am tras 3, din 3 trebuie să fie 11. E 11? Nu e, 16. Bravo, 16. Ai văzut? Ce să mai, gata. 16. Vă așteptăm, domnul Calotă. Uitați acolo invitația. Ia. Mai am unul, tot așa extras, acum 9. Are cineva 9? 9? Ia să ia, 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 uite, gata, am zis, am zis 9, dar nu mi-am dat seama că de fapt tăietura la hârtie era așa, e 6. Deci era 6 acum. Da, e 6, da. Dacă era 9, ăsta e 9. Păi e același bilet. E același bilet, gata. 6 e 9. Exact. Da. Mai am și emoții. Mulțumesc colega mea, Mirela, de la Școala de Teatru Cufir, partenerul nostru. Să nu mai avem un sponsor și e firesc să-l menționez, este vorba de Kaya Print, cei care ne-au ajutat să cașerăm și să facem așa fel încât fotografiile lui Paul Suciu să fie prezentate aici în această seară și dumneavoastră să le puteți vedea. Deci Kaya Print și Școala de Teatru Cufir. Premiul Nobel pentru pace. Am fost anunțat printr-o scrisoare oficială că anul acesta voi fi nominalizat la Premiul Nobel pentru întreaga activitate pacifistă. Faptul că am militat fervent ani în șir pentru drepturile marmotelor, castorilor, suricatelor și dihorilor domestici mi-a adus oarecare notorietate. Am luptat împotriva violenței conjugale la hamster și la alte rozătoare de casă. Mi-am tatuat spatele, pieptul și chipul cu dragoni uriași care scoteau flăcări pe ochi. Mi-am tatuat degetele de la mâini și de la picioare cu aripi de înger, cu frunze de bambus și flori de câmp. Alo, după. Cum? Domnul poet, haideți, vă rog eu frumos, e 5 dimineața, trebuie să vă schimb perfuzia și trebuie să vă luați și medicamente. Hai, vă rog. Sexul e o pisică neagră. Cândva mi-am dat întâlnire cu 3 femei deodată. Viața, moartea
și dragoste. Niciuna, dar niciuna n-a catadixit să vină la întâlnire, ci că aveau alte priorități. Așa că mi-am zis, nu-i nicio șmecherie să îmblânzești frunzele nevăzute ale unui copac sau apele tainice ale morții în fiecare zi de miercuri cu câte un descântec. Și apoi să le lași să dospească acolo în măruntaie cum dospește borhotul în cazanul cu țuică. Măi, și omul, cât e el de om, i-ar prinde bine puțină iubire. Și omul i-ar fi mai degrabă teamă de necunoscut decât de moarte. Cum se întâmplă de altfel și în viață. I-ar fi mai degrabă sete decât foame. Băi, și până la urma urmei, o vorbă bună nu strică niciodată la casa omului. Moartea e un imens câmp de rapițe în care se găsesc, se zăresc cu legători, a spus cerșătorul. Sexul e o pisică neagră cocoțată pe acoperișul casei, a spus poetul. Și asta ne ține departe de viață, fraților. Nu. Gura e o pisică neagră, a spus țiganul. Uită-te și tu puțin în cerul gurii ce mai va. Ei, așa. O pisică neagră e inima. Nu vedeți cât de clar se vede, a spus actorul. Ce conturi precise are, ce caldă și frumoasă e. Dar mai lăsați-o dracului de pisică și de moarte. Chiar v-ați mintit cu toții? Cu sfinții odihnește, Doamne, poeții și sufletele adormiților robilor tăi, în loc luminat, în locul verdeață, de unde a fugit toată durerea și întristarea. Un weekend cu Red Hot Chili Peppers. Cel mai frumos poet din penitenciarul acesta. Ce să faci cu poezia, zice. În timp ce își acorda chitara Fender sau Ibanez, nu mai știu sigur. Ce trebuie să faci cu ea? Vezi că nu e bună la nimic? Nu vezi că îți pierzi vremea cu toate căcaturile? Când o să-ți vină și ție mintea la cap? Când o să fii și tu un om ca toți oameni? Să te ocupi și tu de lucruri serioase. Hai, las! E bună și ea la ceva, îi zic. Ei, din iubire și din poezie n-a murit nimeni niciodată. Merge cu salata de crudități, asezonată cu puțină muzică bună. Merge ca braga pe caniculă sau compresa cu spirit pe fruntea înfierbântată a bolnavului, ca zeama rece de varză murată. Merge ca borșul rusesc după o noapte de beție crudă. Acum iartă-mă, e puțin somn. Mă duc să visez un poem de dragoste. Despre viața lui Pablo Neruda. Un tramvai roșu în mișcare are întotdeauna legătură cu uciderea balenilor cu cocoașă sau cu sărbătoarea tradițională Sakura, așa cum o dușcă de palincă are legătură cu cimitirul vesel din Săpânța, cu mutarea hipioților mai la sud de Mangalia sau cu centrala nucleară de la Fukushima. Azi va ploua mărunt în reprize scurte de 10-15 minute. Azi îți voi povesti despre Esenin și despre Alla Borisovna Pugacheva sau despre viața minunată a lui Pablo Neruda.
fiul doamnei Rosa Basualdo de Reyes, învățătoare și a lui José del Carmen Reyes Morales, lucrător la câine ferat. Apoi mă voi plimba puțin și de bucurie voi săruta un cangur petic pe gură. Ca și când ai vorbit despre moarte în spațiul public. În țara mea nu e o rușine să spui că ești bolnav. E un lucru la fel de frumos ca mersul pe bicicletă, ca pâinea caldă, ca iaurtul rece mâncat pe nerăsuflat într-o zi toridă. E ca și când ai vorbit despre moarte în spațiul public cu nonșalanța unui diletant. Rupi o relație doar pentru a începe alta. Pentru că experiențele noi te curăță mai repede de viață, cum ploaia îți curăță fața strălucitor de alb. Dependența de dragoste naște dependență. Ca și cum dragostea ar fi cel mai frumos păcat în univers. Nu o spun. Au spus-o alții, cum e dinaintea mea. La fiecare colț de stradă, un indicator de unică folosință îți va arăta drumul spre inima mea. Cândva îmi spuneai că în lume coeficientul de dragoste este direct proporțional cu rata sinuciderilor. Dar asta nu ne împiedică să luăm micul dejun pe terasa celei mai înalte clădiri din lume, să ne spunem lucruri aparent frumoase și să ne facem planuri de viitor. Totul este despre inima. Aici, în cavitatea asta înțesată de păsări fără nume, începe și se sfârșește totul. Cel cu inima puternică stă în fața celui cu inima slabă și poruncește, vorbind în limba păsărilor. Iar cel cu inima slabă se supune și părăsește această lume înaintea celui cu inima puternică. Pentru că așa e rânduiala firească a lucrurilor. Cei slabi lasă locul celor puternici. Cei bătrâni lasă locul celor tineri. Cei morți lasă lucruri ce mă vin. Pentru că nu-i așa, până la urmă totul este despre inimă. Până și rotula genunchiului se ascunde o inimă mai mică sau mai mare și atunci când mergi, nu cu picioarele mergi, ci cu inima. Chiar și în orbita ochiului se ascunde un gram din prea plinul inimii. Și atunci când vezi, nu cu ochiul vezi, ci cu inima. Într-o măsură mai mare sau mai mică, totul este despre inima. Despre cât poate ea să ducă. E, dar asta o știm numai noi, cei care ne vindem zi de zi sufletul în tutungerii ieftine și crâșme de ochiate. Nu ne cereți nouă celor orbi să vedem partea plină a paharului. Noi vedem doar ierburi crescând pe marginea de sus a cerului. Cel ce întreabă are chipul unui păianjen cu burtă. Cel întrebat are chipul unui anotimp cu limba și buzele uscate de sete. Cel neîntrebat are chipul lui Dumnezeu tatuat pe brațul stâng. Numai în somn, da, da? Numai în somn inima este cea care este.
să se facă inima, a poruncit Dumnezeu. Și s-a făcut inima pe pământ. Și o vreme a fost bine. Mulțumim. Eu atâta vă zic. Nu vă luați viețile prea în serios. Nu, nu. Pentru că dăunează grav stările bine, iar restul sunt detalii nesemnificative. Naia, Alexandru, eu vreau să-i mulțumesc lui Sorin că m-a invitat să răstălmocesc câteva din gândurile lui și îi mulțumesc pentru că actorul fără text e ca pescarul fără undiță sau vânătorul fără pușcă. Și există, s-a vorbit aici despre poezie, s-a vorbit despre fotografie și eu am să vorbesc despre teatru, despre actor, pentru că Sorin iubește teatru, iubește actorii, îi place să fie pe scenă și asta se simte în poezia lui, pentru că citind-o eu personal am văzut dincolo de poetul Sorin Lucaci, omul Sorin Lucaci care s-a văzut clipă de clipă recitând poemele sale odată ce le scria. Am simțit lucrul ăsta și știu că îi place. S-a văzut și în această seară în ceea ce v-a spus, v-a recitat și îi mulțumesc că are curajul să scrie poezie, da, e un curaj. E un curaj să scrii poezie în anul 2018, când calculatorul ne omoară și pe noi odată cu toată întreaga societate. Spun lucrul ăsta pentru că cartea tipărită se răsfrește din ce în ce mai puțin. Cartea tipărită vin dintr-un, eu personal am acasă un profesor și știu cum se chinuiește cu elevii să învețe, să le spună că a citi și a descoperi, a fi propriul tău descoperitor e mai important decât să acumulezi o informație care oricum nu are niciun fel de importanță la un moment dat. Îți dai seama că ai uitat informația aia pe care ai acumulat-o acum un an sau doi ani. Și de aceea poemele lui Sorin sunt frumoase și eu îi mulțumesc pentru ele, pentru că voi recita atunci când voi avea ocazia. Voi recita din poemele lui Sorin, pentru că poetul se face cunoscut și cu ajutorul actorului, atunci când actorul, prin oralitatea sa, duce mai departe gândul poetic, poemul și îl impune. Pentru că așa au făcut actorii de-a lungul timpului și, din păcate, noi ca actori nu mai avem șansa să recităm poezii. Nu prea se mai fac spectacole de poezie. Să facă cineva, e adevărat. Dar vom recita, Sorin. Am să recit. Îți mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc că m-ai invitat și vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit în această după-amiază să ne ascultați și să vă întâlniți cu Sorin. Eu vă mulțumesc. Îi mulțumim actorului Nae Alexandru de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Le mulțumim invitațiilor noștri, colegul meu Paul Suciu, poetul Răzvan Țupa.
cum am spus, actorul Nae Alexandru, Horia Barna, poetul Mihai Gălățanu și colegului meu și prietenului meu, Tiberiu Gnab, cu care am făcut la școala Piufii multe spectacole frumoase. Vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. Sperăm că v-a plăcut acest moment. Am încercat să-l facem mai deosebit, mai inedit, mai special. Mulțumim gazdei noastre, librăria Seleca Anticafe, că de fiecare dată ne pune la dispoziție acest spațiu generos, acest spațiu ultramodern și foarte frumos, foarte primitor, în care au loc evenimente culturale cu totul și cu totul extraordinare. Vă invit să achiziționați cartea de la colegii noștri de la Seneca Anticafe și sper să vă placă atât fotografiile lui Paul Suciu, cât și poemele. Mulțumim sponsorilor noștri, Kaya Print, cu ajutorul cărora a fost posibilă această expoziție de fotografie. Mulțumesc și partenerilor noștri media care au fost alături de noi și, în mod special, aș menționa Gold FM și București FM. București FM are și sigla pe coperta 4-a cărții pentru un parteneriat media. Cum am mai spus, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și sper că v-ați simțit ok. Vă mulțumesc și vă așteptăm, bineînțeles, și la următoarele evenimente pe care noi le vom desfășura. Chiar aș vrea să vi-l pomenesc pe următorul, pe 9 august, care tot într-o joi, la librăria Humanitas Cișmigiu, un eveniment despre relațiile de cuplu. Vă mulțumesc și vă urez o seară frumoasă continuată.